Bun găsit la un nou episod al podcastului Parenthink, unde alături de invitații noștri ne-am propus să reflectăm asupra unor teme importante și de interes pentru creșterea și dezvoltarea copiilor noștri, în așa fel încât să fim mai pricepuți și mai înțelepți în felul în care îi îngrijim. Astăzi va fi un episod cam familie. Și vă spun imediat de ce. O am alături de mine pe Ana Purel, medic pediatru și consultant în alăptare și este și cumnata mea. Așa că astăzi ne-am propus să avem o discuție în fața camerelor referitoare la niște teme pe care noi le dezbatem de multă vreme și cu care ne frământăm de multă vreme, chiar înainte de a deveni noi mame. Subiectul de astăzi are legătură cu prima perioadă a bebelușului și m-am gândit să începem discuția noastră chiar de aici. Oare ne este nouă, mai ales ca mame, mai greu în zilele astea decât le erau mamelor noastre pe vremuri sau poate cu câteva secole în urmă? Și mai departe, de ce anume ne este greu și cum am putea să facem să ne fie mai ușor. Așa că, Ana, bine ai venit! Mă bucur că te am aici cu mine. Spune-ne din perspectiva ta, a celui care vede așa de multe mame la început de drum și cu unele dintre ele petreci timp și înainte de a naște, pe unele le supervizezi luni de zile după. Este mai grea perioada de după naștere pentru noi acum decât era mai de mult? Mă asigur că depinde din ce punct de vedere privim, că dacă e să ne gândim din punct de vedere material sau al confortului, cred că suntem cu toții de acord că n-are cum să ne fie mai greu, în sensul că bunica mea spăla haine în vale. Și scutecele cu mâna? Stai că ajung și la scutece. Părinții noștri fierbeau scutecele. Și apa caldă, cred că era de, nu știu, 2 ore pe zi și nu era, cred că, în fiecare zi. Ori eu am și mașină de spălat și uscător de haine și scutece de unică folosință. Deci, clar, din punct de vedere material sau al confortului, nu e mai greu. Cel puțin pentru o mare parte dintre noi. Faptul că există locuri în care WC-ul încă e în curte, în această țară, e o altă discuție. În schimb, ce aveau ei și n-avem sau nu prea avem noi, era faptul că stăteau toți grămadă într-o casă. 3 generații erau acolo, deci aveau expunere cumva la ce înseamnă să crești un copil, ce înseamnă faptul că un copil trebuie să mănânce foarte des sau că plânge. Deja când tu deveneai părinte, cam știai cu ce se mănâncă toată socoteala asta. Deci, practic, lipsa satului, pentru că nu degeaba se spune că e nevoie de un sat ca să crești un copil. Noi suntem cumva, fiecare stă în apartamentul lui. Am locuit 3 ani într-un bloc, într-o scară, cu 10 apartamente și erau vecini pe care nu-i cunoșteam. Da. Că nu mă... Așa este, it's a fact. Suntem alienați cumva, nu prea trăim așa în comunitate. Desigur că biserica aduce cumva bonusul ăsta sau aduce un plus din punct de vedere al relațiilor, dar așa acolo e discutabil cât de folositoare ne sunt acele relații în această perioadă. Și o să vedem un pic mai încolo de ce. Pe aia cred că e social media care strică foarte mult din felul în care noi ne creăm așteptările legate de această perioadă, pentru că foarte puțin dintre noi ne punem pe social media greutățile și nopțile alea nedormite. De regulă facem pozele acelea perfecte, cu familia zâmbitoare, cu bebelușul într-un cocon așa de bumbăcel, foarte adorabil, dar nu-ți spune nimeni că a urlat toată noaptea. Și chiar înainte de poză. Și chiar înainte de poză. Da, știi bloopers-urile alea de la ședințele foto în care copilul regurgitează materialele alea superbe. Da, aia e viața reală. Deci, practic, prin social media afișăm doar ce e bun sau, dimpotrivă, am ajuns așa, acum e curentul ăsta de normalizing motherhood, care în sine e bine, e bun, în sensul că vorbim și despre realitățile mai dure ale maternității, dar ne și expunem la informații foarte dure, de care noi, sau ca experiențe pe care noi poate că nu o să le trăim. Și atunci plecăm la maternitate în travaliu cu o teamă, cu o angoasă, cumva generată de aceste povești horror ale altor persoane. Până la urmă, nu-i povestea noastră. Și în loc să intrăm noi, să ne asumăm această sau firul nostru propriu, ajungem să trăim poveștile altora. Și atunci, asigur că e o chestie de percepție până la urmă. De fapt, noi nu trăim lucrul ăsta, doar îl percepem. Și probabil de focalizare, că exact. Nu mai reușești să te așezi tu cu gândurile tale în contextul în care tu te afli, exact. Și să poți să îți procesezi toată experiența. Da, sau să te gândești, oare eu ce mi-aș dori sau cum văd experiența asta sau ce aș dori să obțin de la ea sau în ce măsură pot să aduc sau ce ar trebui să fac ca să mă pregătesc încât să ajung să trăiesc poate o experiență a nașterii mai firească sau mai normală decât mi s-a prezentat. Practic, mi se pare că trăim cumva un paradox, adică suntem foarte departe de persoane reale, în carne și oase, care ne-ar putea fi de folos și suntem aproape de persoane necunoscute, ale căror vieți noi le digerăm și care nu au cum să ne... Și vedem oricum doar fragmente din ele, nu? Exact. Iar în perioada asta sensibilă, e sensibilă din multe puncte de vedere, o să vedem un pic mai încolo. Sigur că e mult mai distorsionat de propriul nostru creier, felul în care vedem sau primim informațiile astea. Un alt motiv e presiunea. E o presiune din toate colțurile pe ideea de maternitate, de a fi părinte, odată pentru că ni s-a spus cumva sau cineva ne-a mințit că maternitatea asta o să ne împlinească, că o să devenim tot ce n-am fost noi până atunci. Și aici, ca o paranteză, pot să spun că da, rolul de părinte, într-adevăr, mi-a dat și viața peste cap și este cel mai frumos rol pe care îl am în această viață și am cunoscut niște dimensiuni ale iubirii față de copilul meu și ale trăirii mele cu Dumnezeu pe care sunt convinsă că nu le-aș fi avut într-un alt context. Exact. Sunt foarte recunoscătoare pentru ele, dar asta nu înseamnă că trebuie să idealizăm cât de lipsită de provocări această perioadă, pentru că de fapt e frumoasă și pentru că e foarte grea. Avem puțini copii față de generațiile anterioare, dacă tot e să facem o mică comparație, și o presiune mare să-i vedem realizați, fericiți. E o presiune mare pe noi, ca părinți, că noi suntem cei care îi aducem, îi facem oameni. Ori, da, ei sunt total dependenți de noi, în special în prima parte a vieții, dar pe de altă parte ei sunt niște ființe umane diferite, separate de noi, care vor face alegerile lor și noi trebuie să ne asumăm lucrul ăsta și să-i lăsăm. Ori toată presiunea asta vine ca un tăvălug, mai ales chiar de la început, poate chiar dinainte de a naște, și creează așteptări nerealiste, creează... Da, e o greutate pe care o simți. Deci avem pe de o parte contextul acesta cultural în care vedem că familiile sunt oarecum mai izolate, este și o societate mai individualistă exact. Și cred că mamele mai de mult aveau această peace of mind în momentul în care erau în proximitatea unor femei mai în vârstă, cu mai multă experiență, care deja au crescut copii, și simplu fapt că puteai să lași copilul câteva ore, să faci altceva, să te întorci apoi la copil și să poți să oferi grija și toată afecțiunea de care are nevoie și să te ocupi de nevoile lui primare, cred că făcea tot procesul un pic mai ușor din anumite puncte de vedere. Avem apoi social media, care pare că ne încurcă destul de tare în felul în care ne setăm așteptările. Și menționai și presiunea societății până la urmă și a mediului în care trăim, în care mi se livrează acest mesaj cum că... și aici probabil că și mesajul ăsta îl primim în comunitățile noastre mai mult, în comunitățile evanghelice, că rolul nostru de femei va fi atins la potențial maxim atunci când devenim mame. Și atunci îți dorești să devii o mamă bună, nu-și dorește nimeni să devină mamă și să crească copilul ăla cum poate. Doar că te simți cumva, te trezești singură și te trezești sub multă presiune care s-ar putea să sufoce. Dacă ar fi să mergem un pas mai departe, care sunt lucrurile concrete, și aici iarăși fac apel la experiența ta și medicală, care sunt lucrurile alea care fac ca perioada asta să fie foarte dificilă pentru mame? Da, e o combinație, de fapt, care e așa un pic nefericită în felul în care se așează toate elementele. În primul rând, trebuie să recunoaștem că, din punct de vedere hormonal, lucrurile se schimbă foarte mult, odată cu sarcina, în primul rând. E o baie așa de hormoni. Se și vede din felul în care femeia însărcinată se comportă, e mult mai chill, e o lentoare așa care se instalează. Eu am experimentat-o și m-am și bucurat teribil de ea. Iar odată cu nașterea se schimbă foarte mult proporția între acești hormoni și creierul ăla care a fost inundat, scăldat în hormonii de sarcină, acum trece printr-o altă schimbare. Apoi e o doză enormă de oboseală fizică, și nu contează cum naști, dacă ai un travaliu lung, o naștere dificilă sau și dacă nu e foarte dificilă. Din nou, din punct de vedere hormonal, corpul nu naște și zice wow, ce mă duc să mă culc, în niciun caz. Adrenalina e la cele mai înalte cote. Eu, de exemplu, după ce am născut, cred că am dormit după 24 de ore și atunci am numai 2 ore. Exact, și mi s-a părut că am dormit o noapte întreagă așa de mult, am profitat de cele 2 ore. E durere fizică, din nou, indiferent de tipul de naștere. Recuperarea implică mobilizare și să-ți aduni toate puterile și dacă te recuperești după anestezie, după o operație, clar, e mult mai dificil. E foarte multă emoție, că te-ai trezit cu copilul ăla în brațe și simți tot felul de lucruri. Uneori contradictorii. Exact, exact. Din nou e așteptarea aia că l-am primit în brațe și am simțit că mă copleșește o iubire covârșitoare. Uite, eu n-am trecut prin chestia asta de la început. După ce l-am primit pe băiețelul meu, eram așa, dar oare tu cine ești? Adică nu am simțit conexiunea aia de la început. Și e ok. Am simțit-o după, destul de repede, dar trebuie să înțelegem că se poate să nu o simți de la început. Și ea va veni, că nu-i... Adică foarte puțini părinți au... Foarte puține mame, chiar din punct de vedere emoțional, să nu-și primească copilul acolo, deja e patologie. Și e sentimentul ăsta de responsabilitate, pentru că copilul ăla depinde de tine 100%. Sentiment de responsabilitate care aduce cu el frică. Și... Absolut. Dar și în mod concret trebuie să... Că nu e așa că tu stai și te uiți la el și zici vai, ce copleșită de responsabilități mă simt. Că tu trebuie să te ridici din pat, că te doare, să îl schimbi. Nu știi să-l speli, n-ai făcut-o niciodată, ai impresia că ți se scurge printre degete. Să-l hrănești din 3 în 3 ore, zi-noapte, să-l alini, că îl doare și plânge, și adaptarea la viața asta exterioară nu e cea mai simpatică și ușoară. Să-l alăptezi și să treci prin... Multe femei au dificultăți destul de mari în domeniul ăsta. și o responsabilitate reală la care nu poți să fii doar martor. Ești parte activă din procesul ăsta. Acum că ai amintit de alăptare și poate ar fi bine să acoperim aici câteva aspecte legate de asta, să profităm cumva de faptul că ești cu noi. Auzim deseori, fie sunt mame care primesc copilul în brațe, copilul se atașează rapid și fără probleme și apoi avem o gamă foarte largă de mame care întâmpină dificultăți. Fie copilul nu se atașează, fie copilul pare că nu vrea, fie mama spune că nu are lapte. Și acum sunt convinsă că pe fiecare dintre astea am putea să facem câte un episod separat. Dar dacă ai putea să aduci un pic de lumină, poate și legat de povestea asta, sunt într-adevăr mame care nu au lapte sau care după câteva zile li se oprește procesul de lactație? Sau pe unde e problema? Pe unde e înțelegerea noastră defectuoasă? Da, în primul rând, teoretic e un act natural și așa am supraviețuit ca specie, alăptându-ne copiii. Chiar în comunitățile în care, o să ating așa un subiect poate un pic mai dureros, dar rata decesului la naștere era foarte mare în trecut și existau doici. Deci doicile erau femei care alăptau copiii altor femei care decedau la naștere sau își abandonau copiii, că era și realitatea asta. Deci nu are rost să discutăm despre faptul că așa este norma biologică cumva a hrănirii copilului. Însă, că, de exemplu, când i-am zis bunicii mele că mă pregătesc în a fi consultant în alăptare, a fost, no, ce-o mai fi și asta? Și de ce aveți voi nevoie de așa ceva? Păi avem nevoie de așa ceva pentru că s-a schimbat foarte mult contextul în care ne naștem copiii. Nășteam acum sute de ani sau, da, se năștea acasă cu moașa, copilul ajungea direct la mamă și era alăptat imediat. Medicalizarea actului nașterii, slavă Domnului că o avem, pentru că din pricina asta avem și rate mai mari de supraviețuire, deci nu discutăm eficiența sau dacă e bine sau nu să naștem acasă sau în spital. Nu are rost. Deci în spital naștem. În spital naștem, exact. Însă au intervenit sau cum să zic, s-au interpus niște procese care vin și au impact asupra alăptării. Faptul că suntem despărțite de copil după naștere, mai ales la nașterea prin cezariană, în mod normal copilul ar trebui să ajungă la mamă imediat după naștere și să rămână lângă ea, cu suport, bineînțeles. Și atunci, dacă despărțim mama de copil, copilul primește sticlă cu lapte praf, sigur că îi va fi foarte dubios când vine înapoi. Adică nu o să mai se confuzează cumva, nu mai recunoaște pielea, cumva el consideră că mâncarea vine dintr-o sticlă. Și atunci, uite, prima cauză cumva pentru care apar problemele, exact. După aia lipsa cumva de informație, pentru că dacă te duci în maternitate tabula rasa, tu n-ai citit nimica, adică tu citești, stai pe net și citești numai despre ce hăinuțe să-i cumperi și cum să-i asortezi camera. Well, am o veste, te lovește foarte tare realitatea asta a schimbărilor corpului tău, deci faptul că îți vine laptele în ziua a treia, a patra. Eu, uite, fac o paranteză, lucrez cu mame educate și tot timpul sunt încă surprinsă de faptul că ele sunt surprinse că le vine laptele. Nu se poate. Deci trebuie să te informezi, trebuie să știi ce se întâmplă cu corpul tău în timpul... Deci toată lumea citește despre naștere, dar nașterea e ca nunta. E o zi. Naști oricum, naști natural, naști prin cezariană, e inevitabil. Dar ce se întâmplă după e mult, mult mai... Nu că e mult mai important, că fiecare are rolul lui, dar ca eveniment, dar cantitatea de informații pe care tu ar trebui să o dobândești încât să reușești cât de cât să te descurci după naștere este enormă. Și atunci asta mi se pare un pic trist, că citim despre tot felul de alte lucruri. În teorie, foarte puține mame nu au lapte. Așa, dacă e să le iei din rațiuni medicale, din ce cauză nu avem lapte, dar pentru că laptele este, vorba colegei mele cu care lucrez de mulți ani, e ultimul care vine și primul care pleacă, în sensul în care trebuie să, cumva e foarte stresant, dacă te stresezi foarte tare sau dacă e așa o chestie foarte sensibilă. Să produci lapte pentru o femeie este un proces auxiliar, nu-i de supraviețuire. Și atunci, la orice stresor, la orice schimbare, scade lactația. Exact, există riscul ăsta. Și atunci toți factorii ăștia, faptul că nu ți-ai primit copilul la timp sau n-ai vrut să-l iei cu tine, că sunt mame care, vă rog să mi-l aduceți peste 5 ore. Că cum eu mă odihnesc, mă duc și fac duș. Și no, se întâmplă, am văzut cu ochii mei. Sau probleme medicale, urgențe care necesită prelungirea timpului pe terapie intensivă sau a copilului, și copilul poate să aibă tot felul de probleme. Lipsa de susținere a familiei. Dacă vine maică-ta și ce, lasă dragă că tu ai crescut cu lapte praf și uite ce mare și frumoasă ești, sau soțul. Bine, acum îți trebuie și ți alăptare. Plănește-l odată să nu mai urli de soare. Da, să tac odată că ne-a așa. Sau uite-te cum îl chinui. Asta mi se pare e foarte... Da, pentru că asta lovește exact acolo unde e punctul sensibil. Exact. Și tu ca mamă nu vrei să-l chinui, așa că... Exact. Ok, o lași baltă dacă vezi că... Și mai e lipsa de susținere din spitale. Asta e adevărul. Personalul calificat e puțin și doar în locuri, în foarte puține locuri din această țară există personal calificat pe așa ceva, și lipsa comunității cumva a informației care să fie cumva dispersată în toată comunitatea. Spuneai de hormoni, oboseală, emoție, combinația dintre toate astea trei elemente care fac ca perioada să fie dificilă sau să fie percepută ca fiind așa dificilă. Ar mai fi lucruri de adăugat, poate referitor aici tot la emoție, la capitolul emoție. Știm de depresia postpartum. Exact, la asta mă gândeam acum, că e așa un subiect tabu. Și cumva, mai ales în comunitățile evanghelice, din păcate, deși se mai trezește lumea și începem să fim un pic mai deschiși la subiectul ăsta, dar e o realitate. Este mare incidența depresiei postpartum? Aș vorbi un pic, în primul rând, despre diferența între baby blues și depresie. Menționa că nu sunt psihiatru și o să ating așa foarte de sus subiectul, dar cred că e important. În primul rând, baby blues e o stare care apare la aproape 80% din femei. E foarte mult dacă stai să te gândești. Și vine cu schimbări din astea de dispoziție foarte bruște. Acum ai râs, după aia plângi degeaba. Tu zici că plângi degeaba, dar de fapt e combinația asta despre care am vorbit un pic mai devreme, care e copleșitoare și e normal să ai aceste oscilații de stare. E un soi de anxietate, ți-e teamă că îți rănești copilul sau că nu o să poți să-l gestionezi suficient de bine. Ai tulburări de somn, nu dormi. Acum, să fim serioși, cine a dormit buștean în primele 2 săptămâni după naștere? Chiar și apetitul se poate modifica un pic. Ce e important de reținut e că în baby blues lucrurile se cam termină undeva la 2 săptămâni. Adică te așezi, începi să-ți stabilizezi cumva. Exact, și să înțelegi un pic că uite cam așa arată lucrurile și să te liniștești. În schimb, din acest baby blues se poate trece în depresie, în depresia postpartum. Sunt diferite date legate de incidență, dar se pare că totuși undeva spre 20% ar fi. Ca factor de risc e în special faptul că ai avut o depresie anterior sau că există depresie în familie, sau cum să zic, o situație financiară mai precară. Toate astea pot cumva să fie ca sau dacă sunt evenimente în familie care sunt mai destabilizante, să zic, și le menționez pentru că e bine să știm de ele și să fim cumva conștiente și atente. Că eu, de exemplu, ce am făcut, pentru că chiar înainte de naștere aveam în familie un eveniment mai dureros, l-am luat pe soțul meu și am zis, uite, trebuie să știi că există riscul de depresie postpartum. La noi situația e de așa natură și vreau să știi și să iei măsuri dacă 1, 2, 3, dacă mă vezi în starea asta, pentru că mai ales odată ce trece timpul și depresia se instalează și prinde cumva rădăcini, tu nu prea mai ești conștientă de ce se... Adică și nu-și mai ai putere să faci tu de la sine. Și atunci e bine să fie și tu ca persoană să fii conștientă de asta, dar în special cei din jur, pentru că până la urmă ei sunt cei care vor acționa și vor întinde o mână de ajutor. Și m-aș întoarce un pic la simptomele depresiei, ca să le menționăm. Pe lângă starea asta de iritabilitate, de nervozitate, de oscilațiile astea în stări, în dispoziție, încep să apară problemele astea de conectare cu copilul. Nu-l dorești în preajma ta, te agasează plânsul, te irită, sau apar sentimentele astea de deznădejde, de faptul că nu mai există, nu mai vezi dincolo de, nu mai vezi cu luminița de la capătul tunelului. E o tristețe care nu te mai lasă să te ridici din pat și clar insomnie și tulburile astea de alimentație mult mai serios trăite. Și tot ce trece de 2 săptămâni și arată cam așa, e un mare semnal de alarmă și trebuie cerut ajutorul, pentru că nu trece de la sine. Nu e ceva ce putem să ascundem sub preș, că lasă că... Ea se agravează, se acutizează. Dacă cumva reușești să o duci pe picioare, dar vei mai avea un copil, riscul de recădere sau de o depresie mult mai severă este mult mai mare. Și atunci n-are rost să ne prefacem că lasă că o să meargă lucrurile cumva. Trebuie cerut ajutor și de regulă ajutor specializat. Și aici aș face o paranteză. Unul din motivele pentru care mamele refuză, de exemplu, medicația sau nu vor să ajungă la medicație antidepresivă e pentru că mulți medici recomandă întreruperea alăptării din cauza medicației, ori o mare parte din medicamentele pe care le dăm de antidepresive sunt compatibile cu alăptarea și, de exemplu, asta mi se pare o informație cheie în lua decizia corectă. Exact, exact. Haideți să trecem un pic la subiectul soluțiilor. Ce putem face ca să, nu ca să devină mai ușor și nici nu cred că poate să devină mai ușor, și nu cred că trebuie să avem așteptarea asta, indiferent cum vor arăta condițiile societății și peste zeci de ani, tot este o perioadă provocatoare și plină de neprevăzut. Dar ce instrumente avem la îndemână ca să ducem lucrurile cum trebuie? Exact, mai ușor. Adică da, să trăim cumva mai... liniștit perioada. Da, și să ne bucurăm, asta. Să nu ne trezim în ani că ne-a scăpat perioada aia, că m-a luat prin surprindere sau am fost copleșită. Exact. Cumva soluțiile, bineînțeles că se regăsesc adică le putem merge înapoi pe fir văzând un pic problemele. În primul rând e comunitatea, satul. Și dacă nu mai creăm, adică nu mai există claca sau satul în mod natural, trebuie să ne creăm cumva. Din fericire aici biserica ne ajută sau ar putea să ne ajute prin faptul că în sine ne adunăm și, și creăm relații în biserică. Și găsim oameni care sunt în aceeași etapă de viață cu noi sau alții care sunt mai înaintați. Deja, exact, și ne pot întinde o mână de ajutor. Și apropo de ajutor, esențial este să fie pe nevoia celui care îl are. Adică, poate știi și tu poveștile alea în care veneau cu sufertașele cu mâncare și primeai 5 ciorbe, 3 feluri. Nu mai aveai loc, nu mai aveai loc în frigider. Ori poate că familia respectivă nu are nevoie de mâncare și, de exemplu, cunosc familii care au părinții aproape și mama gătește, sau bunica, să zic așa, gătește pentru familie și atunci sigur că poate proaspăta mama are nevoie de altceva. Întreabă, nu se întâmplă nimic. Și așa, la nivel de comunitate mai mare, de biserică, e bine să avem un sistem din ăsta în care să cumva să încercăm să luăm pulsul familiilor proaspăt născute și să vedem cum le putem veni concret în ajutor. După aceea este rolul tatălui. Nici nu știu cum, cu câte semne de exclamare să îl menționez, pentru că tatăl este cel care e acolo, mai ales în prima perioadă, aproape tot timpul. Chiar dacă nu înțelege mai nimic din ce se întâmplă, trebuie să pună mâna. Trebuie, și poate să facă asta. În afară de alăptare, un tată poate să facă orice în privința copilului. Poate să îl schimbe, poate să scoată la plimbare, dacă să-l spele. Da. La noi așa a fost rolul, Mihai și-a asumat rolul de schimbător de scutece. Era clar că dacă mama alăptează, poate să îl aducă pe copil în pat sau în fotoliu sau poate să-și asume rolul din astea de pe lângă casă, adică gătit, făcut curățenie. Așa, cum e, dar se poate. Și aici aș avea un sfat, un sfat necerut, probabil, pentru tinerele mame, e să nu-i cicălească pe soții lor. Adică e evident că noi facem lucruri mult mai bine. Adică dacă și așa, concret, faptul că eu am schimbat deja 15 scutece îmi dă un avantaj și știu cum să le prind. Îi arăt odată, dar dacă îl văd că le pune mai stângaci, nu-l tot, vezi că n-ai făcut bine, pune nu știu cum, vezi că n-ai strâns, vezi că... Cumva să nu tot corectăm și să intervenim știind că noi am face lucrurile altfel, nu neapărat mai bine, dar... Bine, noi oricum credem că noi le facem mai bine, asta trebuie să... Dar apropo de asta, de multe ori se întâmplă ca bărbații să, prin rolul sau prin poziția lor un pic mai detașată, să aibă soluții mult mai bune pentru multe probleme, inclusiv la alăptare am întâlnit, pentru că am cumva privilegiu să consiliez familii în care și tatăl participă la consultație și cumva sunt dornici să se implice și reușesc să găsească variante mai potrivite, tocmai pentru că nu sunt așa de subiectivi. Și atunci, și ne-am pățit-o și noi în familie de multe ori, ca Mihai să aibă o părere care să fie mult mai validă, pentru că eu eram mult prea implicată în procesul respectiv. Și atunci asta mi se pare... și important cumva să îi lăsăm în pace și să le dăm spațiul ăla să își dea și ei cu părerea că poate au variante, variante mai bune. Bun, deci comunitatea, implicarea activă a tatălui, ar mai fi ceva de adăugat? Da, informarea corectă, din surse sigure, încă din timpul încă din timpul sarcinii. Să nu te duci tufă de Veneția. Adică cumva să accesezi informațiile alea importante și să fii conștientă că e mai mult decât hăinuțe și pătuți și accesorii, cărucior. Da. După aceea e să dăm rolul instinctului și intuiției, să le dăm locul lor, pentru că și ele sunt importante și chiar dacă noi suntem așa moderni și apăsăm pe un buton și ne vine mâncarea, suntem niște ființe cumva conectate sau am putea să fim cumva conectate la tot ce se întâmplă, la natură, la ritmuri, la ciclurile vieții și prin asta nu zic acum că trebuie să ne întoarcem în pădure, dar ideea e că avem instinct și odată ca instinct matern el este foarte puternic, se activează foarte tare după naștere. E dorința aia de a-ți proteja copilul, de a-l feri de orice rău. Eu, de exemplu, l-auzeam pe Teo, în orice se foia un pic și deja eram acolo. Pare așa că ai superputeri care te obosesc teribil, dar care sunt foarte, foarte folositoare. Aici cumva te referi la situațiile în care simți că ceva nu e chiar în regulă cu copilul. Exact. Și ar merita investigat. Da, și de multe ori am pățit-o ca pediatru să-mi spună mamele, știți, nu știu ce-i cu el, nu știu să vă zic, dar ceva nu e în regulă. Sau când citești anumite informații sau sugestii, uite, îți dau un exemplu concret, sleep training-ul, da? Adică să-ți lași copilul să urle ca să-l înveți să adoarmă. Pentru mine asta înseamnă sleep training. Și noi eram cheuni de oboseală la un moment dat și ok, sunt pediatru, dar pentru asta nu trebuie să știu tot despre... Și am început și eu să citesc și recomandările astea efectiv ricoșau, chiar dacă erau studii acolo, cu referințe, cu tot, ricoșau foarte tare în ceea ce simțeam eu ca mamă pentru copilul meu și am zis, nu, așa ceva nu se poate, nu putem să... Și în care tu cunoșteai copilul și vedeai că se manifestă el. Și nici n-aș merge așa departe, doar chestia super... și asta, exact, da, asta e un aspect, că doar tu îți cunoști copilul cel mai bine, dar când vine în contradicție cu ceea ce simți așa în adâncul tău, chiar e important să îți asculți instinctul și intuiția. Apoi mai e o asumare cumva sau o acceptare a necunoscutului, o doză de curiozitate despre ce se va întâmpla în perioada următoare, a ne lăsa un pic mâinile de pe situația, controla totul, pentru că e o perioadă cu foarte mari schimbări din toate punctele de vedere și e important să fim adaptabili, să acceptăm că lucrurile nu se vor desfășura poate așa cum ne-am gândit sau ne dorim și cumva să putem să stăm cu noi în necunoscutul ăsta. E din nou important. Deci curiozitate cu privire la ce urmează, dar în același timp să știm să ne oprim în loc și să ne bucurăm de o perioadă care îi unică în viață și care trece foarte repede și care pe baza oboselii, hormonilor și emoțiilor ne-o vom aminti așa cumva în ceață peste ani de zile. Da, ce e foarte fain e că mintea noastră uită multe și atunci de multe ori rămânem numai cu informațiile alea frumoase. Și cred că un lucru care ar trebui să ne fie foarte clar e că în această perioadă și de regulă după ce vom deveni părinți, relația noastră cu Dumnezeu și dependența de El vor fi la alte nivele, cu siguranță. Și trebuie să înțelegem că vom pendula mereu între ce putem noi să facem sau care e rolul nostru sau care sunt responsabilitățile noastre cu adevărat și ce îi lăsăm lui Dumnezeu să facă. Adică să fie El Dumnezeu peste familia noastră, peste copilul nostru. De exemplu, clar sănătatea copiilor este în mâna Lui și faptul că ei nu cad și nu spar capul sau poate o fac, e tot sub vegherea Lui. Și atunci e important să nu luăm asupra noastră lucruri care nu ne aparțin, dar în același timp să ne pregătim și să facem foarte bine ceea ce ține de noi. Mulțumesc, Ana, pentru discuția noastră. Sperăm că v-a fost de folos ce ați găsit în acest episod. Vă așteptăm data viitoare. Pe curând!